Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Mai multe familii cu copii ar putea beneficia de ajutor social de la stat, iar cheltuirea banilor va fi condiționată, fiind excluse achizițiile de alcool sau țigări. Totodată, șomerii din familiile beneficiare de ajutor social vor fi motivați să-și caute un loc de lucru, în caz contrar riscă să rămână fără aceste sume de bani de la stat. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, toate acestea se conțin în proiectul privind modificarea legii cu privire la ajutorul social, care pun bazele unei reforme în două etape a acestui program. Cabinetul de miniștri a dat miercuri aviz pozitiv proiectului de lege care prevede reformarea programului de ajutor social, prin care statul susține categoriile vulnerabile ale populației, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit lui Marcel Spatar, inițiativa legislativă își propune să îmbunătățească programul, astfel încât să acopere familiile defavorizate care astăzi nu beneficiază de ajutor social și să stimuleze încadrarea în câmpul muncii a persoanelor apte beneficiare de ajutor social. În prezent, ponderea șomerilor incluși în program este destul de mare. Din cei 28.200 de șomeri înregistrați la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, în anul trecut aproape 8.000 erau beneficiari de ajutor social în decembrie 2021, a mai adăugat Marcel Spatari. Mai concret, familiile care au în componența lor șomeri sau zilieri și sunt beneficiare de ajutor social vor avea o condiție de a căuta un loc de muncă, de a căuta activ un loc de muncă și dacă vor găsi un astfel de loc de muncă, venitul din acel nou contract de muncă nu va mai fi dedus din ajutorul social, cel puțin asta este propunerea guvernului. Dacă nu se va găsi un loc de muncă, atunci valoarea, cuantumul ajutorului social va fi redusă treptat și familiile respective nu vor fi eligibile pentru depunerea unei noi solicitări pentru prelungirea ajutorului social. Totodată, reforma își propune să crească ponderea familiilor cu copii care au acces la program prin majorarea venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil și a plafonului de eligibilitate a veniturilor pentru salariații cu copii. Marcel Spatar susține că datele statistice arată că din cele 20% cele mai sărace gospodării din țară, fiecare două este o familie cu copii. În același timp, ponderea familiilor cu copii în totalul beneficiarilor de ajutor social reprezintă doar 37%. Va fi mărită valoarea ajutorului care se acordă fiecărui copil. De asemenea, guvernul propune ca să existe posibilitatea ca partea din ajutorul social calculată în baza existenței copiilor în familie să fie acordată printr-o metodă separată și cheltuielile să fie de asemenea limitate, să nu poată fi, de exemplu, procurat alcool sau țigări din banii care sunt cuveniți copiilor. De asemenea, reforma introduce alte câteva modificări, diferențierea mărimii venitului lunar minim garantat în cazul persoanelor cu dizabilități în funcție de gradul de dizabilitate stabilit. Guvernul urmează să elaboreze mecanisme pentru implementarea acestor prevederi. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova locuiesc circa 120.000 de familii extrem de sărace și doar 26% din numărul acestora beneficiază de suport din partea statului. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a prezentat 10 pași pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru început, Republica Moldova a transmis cererea de aderare la Consiliul UE la 3 martie 2022, iar la 11 aprilie a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare. În decurs de o lună, răspunsurile la chestionar urmează a fi transmise Comisiei Europene. Din cei 10 pași pe care Republica Moldova trebuie să-i întreprindă pentru a ajunge în marea familie europeană, țara noastră a bifat primii doi, a transmis cererea de aderare la Consiliul Uniunii Europene în 3 martie, iar la 11 aprilie a primit chestionarul de aderare la UE. Răspunsurile din acest document urmează a fi transmise Comisiei Europene în decurs de o lună, anunță Ministerul de Externe. Pasul 3, în baza acestor răspunsuri, Comisia Europeană va elabora
elabora o opinie, iar apoi o va transmite Consiliului UE pentru a emite o decizie. Următorul pas va fi atunci când toate cele 27 de state membre urmează să decidă unanim oferirea statutului de țară candidată a Republicii Moldova, iar negocierile de aderare sunt deschise după acordul tuturor celor 27 de membri, mai precizează ministerul. Pasul 7, în timpul negocierilor, țara noastră va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere. După ce negocierile cu toate cele 27 de guverne ale UE sunt încheiate, Comisia Europeană emite o opinie privind gradul de pregătire pentru ca statul să devină membru al UE. În baza opiniei, statele membre decid unanim să încheie negocierile, iar Parlamentul European oferă acordul său. Pasul 10, toate statele membre ale Uniunii Europene și țara candidat semnează și ratifică tratatul de aderare, iar țara devine membru al Uniunii Europene. Amintim că cererea de aderare a Republicii Moldova a fost semnată de către șeful statului, premier și președintele Parlamentului la 3 martie, după ce același lucru l-au făcut Ucraina și Georgia. Din cauza războiului, țara vecină a cerut o procedură rapidă. La 11 aprilie, la Luxemburg, Moldova, la fel ca Georgia și Ucraina, a primit chestionarul din partea Uniunii Europene, a cărui completare este unul din primii pași spre obținerea statutului de stat candidat la primirea în UE. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a declarat că documentul are 369 de întrebări, iar răspunsurile pe care le vom oferi vor reprezenta radiografia situației noastre de moment, vor arăta cât suntem de pregătiți pentru aderare și unde trebuie să depunem eforturi suplimentare. Tot el a precizat că la sfârșitul acestei săptămâni Moldova așteaptă al doilea chestionar care va fi axat pe gradul de implementare a IQ-ului comunitar, al legislației și standardelor europene. Țara noastră ar putea primi în luna iunie un răspuns privind acordarea statutului de țară candidat la Uniunea Europeană, potrivit eurodeputatului Dragoș Tudorache, raportor al Comisiei de Politică Externă pentru implementarea acordului de asociere UE-Republica Moldova. Partidul Șor va propune la una dintre ședințele următoare ale Parlamentului un proiect de lege potrivit căruia 50% din profitul băncilor moldovenești să ajungă în bugetul de stat sub formă de impozite, iar banii obținuți din acest impozit unic să fie oferiți în totalitate susținerii sectorului agrar din țară. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii Ilan Șor în cadrul unei intervenții video plasate pe pagina sa de Facebook. Blocul comuniștilor și socialiștilor susține că propunerea pare a fi rațională și, spun ei, este firesc ca profiturile băncilor să fie canalizate spre anumite sfere sociale sau economice. Reprezentanții puterii ne-au spus că nu comentează subiectul. Potrivit lui Ilan Șor, agricultorii din țara noastră se confruntă cu probleme grave, iar acești bani le vor veni în ajutor. În 2021, băncile moldovenești au avut un profit de 2,3 miliarde de lei. Noi trebuie în regim de urgență să aprobăm o lege specială prin care 50% din profiturile băncilor să ajungă în bugetul de stat sub formă de impozite. Asta ar însemna 1,2 miliarde de lei. Prieteni, eu sunt om de afaceri, însă niciodată nu am fost zgârcit și am înțeles că trebuie să te împarți cu poporul și să-l ajuți. Și reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor susțin că profiturile băncilor ar trebui să fie canalizate spre anumite sfere sociale sau economice. La o primă vedere, această inițiativă pare plauzibilă când va fi, cum să vă spun, ședința conducerii PSRM, se va lua o decizie de a susține sau nu. Dar repet că la o primă vedere îmi pare decizia destul de rațională, cel puțin rațională pentru a ajuta agricultorilor în această situație de criză fără precedent.
Liderul partidului Șor a anunțat că va purta discuții cu reprezentanții fermierilor pentru a stabili împreună cu ei modul în care vor fi distribuiți acești bani. Am încercat să obținem un comentariu de la reprezentanții puterii, însă purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează acest subiect. Solicitați de TV6 pentru o reacție, reprezentanții băncii naționale și cei ai asociației băncilor ne-au cerut o solicitare în scris, la care deocamdată nu am primit un răspuns la declarațiile lui Lanșor. Potrivit BNM, în 2021, profitul în sistemul bancar a însumat 2,3 miliarde de lei, majorându-se cu peste 53% comparativ cu finele anului precedent. Majorarea profitului a fost determinată de majorarea veniturilor din dobânzi, a veniturilor din onorarii și comisioane și de micșorarea deprecierii activelor financiare. Fermierii s-au plâns în repetate rânduri, declarând că anul agricol va fi greu din cauza prețurilor mari la carburant și fertilizanți. Ulterior, guvernul a majorat fondul de subvenționare în agricultură până la 1 miliard 750 de milioane de lei, comparativ cu 1 miliard 100 de milioane cât era în 2021. De asemenea, executivul a oferit compensații de 30% la accizele la combustibil pentru producătorii agricoli și a schimbat formula de acordare a ajutoarelor din partea statului pentru producători. În premieră, din fondul de subvenționare va fi susținută înființarea plantațiilor multianuale doar cu soiuri înscrise în catalogele UE al soiurilor de plante agricole. O altă noutate este că guvernul va subvenționa practicile de eficiență energetică prin compensarea a 50% din costul semințelor leguminoase de calitate de producție autohtone, dar nu mai mult de 2000 de lei per hectar. De subvenții vor beneficia și instituțiile de învățământ din domeniul agricol, dar și cele de cercetare inovare din acest sector, precum și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. De cealaltă parte, cei de la Forța Fermierilor au declarat că nu susțin conceptul regulamentului privind rambursarea parțială a accizei. În cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, președintele asociației Alexandru Slusari a cerut ca guvernarea să identifice surse necesare, astfel încât statul să asigure compensarea totală a accizei la motorină pentru agricultori. Slusari spune că o compensare de 30% nu reprezintă un ajutor consistent pentru fermieri. Și directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzencu, a declarat că pachetul de măsuri oferit de guvern nu este orientat asupra efectuării lucrărilor de sezon, ci sunt subvenții pentru investiții. Anterior și fostul premier Ion Chicu a spus în cadrul emisiunii Moldova Zi de Zi de la TV6 că ajutorul de 30% pentru accizele la motorină nu este un ajutor consistent pentru fermieri. Acesta a explicat că asta înseamnă doar 75 de bani din prețul actual al combustibilului. De cealaltă parte, deputatul PAS Lilian Carp spune că dacă banii țării vor fi repartizați în întregime agricultorilor, guvernul va fi în incapacitate de a achita pensiile și salariile cetățenilor. Anterior, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a declarat că imediat ce vor fi identificate surse financiare, cota de 30% din accizele la motorină va fi majorată treptat până la 100%. Un grup infracțional suspectat de escrocherie și activitate ilegală de întreprinzător a fost destructurat de oamenii legii. Poliția a fost sesizată de alți 12 cetățeni care ar fi păgubit de pe urma unui grup infracțional care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip cashback cu scopul colectării mijloacelor bănești. Suma pagubei se ridică la 310.000 de lei. Oamenii legii menționează că suspecții activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitate, înregistrate formal, iar ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani. După mediatizarea la sfârșitul lunii martie despre acțiunile ilegale ale unui grup care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip cashback denumită Sweet Tips, cu scopul colectării mijloacelor bănești, poliția a fost sesizată de alți 12 cetățeni care ar fi păgubit de pe urma acestei piramide financiare. La sfârșitul lunii martie, oamenii legii au percheziționat organizatorii acestei piramide, în care mai mulți tineri au investit sume de la 80 la 1500 de euro pentru
pentru a-și cumpăra aplicația cu ajutorul căreia puteau avea acces la magazine online, iar după ce făceau cumpărături să poată acumula aceste cashback-uri. Oamenii legii au explicat cum să faci diferența dintre marketingul din rețea care se dezvoltă prin oameni și prin diferite scheme financiare ilegale. În cazul nostru avem clienți, da? 1,3 milioane de clienți deja conectați. Avem platforma și avem magazine. În jur de 6.000, da? Respectiv, imaginează-ți că tu ca client ai înregistrat gratis, ai intrat pe platformă, ai văzut magazinul în care tu deja ai cheltuit banii, care plănuiesc cheltuiești mai departe, ți-ai ales magazinul care vrei să faci o comandă, magazinul a văzut că ai venit de la noi și a întors procentul înapoi. Oamenii legii au stabilit că grupul și-a început activitatea în anul 2020 atât în Chișinău cât și în alte localități din țară. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrată formal în vederea colectării mijloacelor financiare sub pretextul procurării licenței de reprezentanți a unei platforme specifice piramidei financiare. Ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse să investească până la 1.500 de euro sub pretextul de obținerea venitului din acea aplicație de tip cashback. În realitate însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%. Perchezițiile la care au fost supuși organizatorul grupului și un membru activ al acestuia au rezultat în ridicarea dispozitivelor în care erau descărcate aplicațiile în cauză și în scrisuri de ciornă susțin oamenii legii. Cei care au avut de suferit în urma activității ilegale a suspecților sunt îndemnați să sune la numărul de telefon 078-72-1005. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!